Peste 1100 de pachete de țigări de contrabandă au fost confiscate de polițiștii maramureșeni în urma unor controle pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun. Polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă. Polițiștii maramureșeni au depistat și confiscat 1108 pachete cu țigări de contrabandă în urma unor controle efectuate marți, 15 martie, pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun. Astfel, polițiștii din localitatea Suciu de Sus au găsit la o societate comercială din aceeași localitate 738 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, iar la o întreprindere din localitatea Lăpuș au fost găsite alte 180 de pachete cu țigări netimbrate. Cei doi administratori verificați nu au putut prezenta documentele de proveniență și întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării. În același scop, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare Sighetu Marmației au acționat pe trenurile de călători care circulau pe relația Valea Vișeului Sighetu Marmației și au identificat două femei care transportau 100, respectiv 90 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, fără a deține documente legale. Cele 190 de pachete cu țigări au fost confiscate. În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă, potrivit unui comunicat al IPJ Maramureș.